Astăzi am venit în plenul Parlamentului pentru că, conform procedurii, membrii Curții Constituționale depun jurământul în Parlament în prezența și cu prezența președintelui țării. Eu salut plecarea lui Alexandru Tănase din funcția de președinte al Curții Constituționale cu un unionist mai puțin. Am rămas cetățeni ai altor state care pledează deschis pentru lichidarea Republicii Moldova, dar eu sunt fiar convins că acesta este primul pas și sunt fiar convins că vom face față pentru ca să eliberăm Curtea Constituțională de cei care nu reprezintă în toate cazurile sau în unele cazuri interesele cetățenilor Republicii Moldova. Curtea Constituțională trebuie să fie în primul rând la straja intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Ei primesc salarii din contribuabilile de la contribuabilii Moldovei. Deci salut primul pas și sunt fiar convins că vor continua și alții.